În video anterior am vorbit despre cum poți să te concentrezi pe propria poveste. Acum revin cu trei beneficii pe care le ai dacă îți scrii și îți trăiești propria poveste. Atunci când reușești să pui pe primul loc povestea ta, schimbările pozitive nu vor întârzia să apară. Primul beneficiu este faptul că îți crește încrederea în sine când realizezi că îți poți atinge propriile obiective. Al doilea beneficiu este că atingi o împlinire emoțională pentru că te simți mai conectat cu tine însuți și mai puțin afectat de ceea ce se întâmplă în viețile altora, deoarece îți vei găsi fericirea în propria evoluție. Al treilea beneficiu este faptul că, fiind în propria poveste, capeți claritate și direcție, deoarece focalizarea pe obiectivele personale îți oferă o viziune clară asupra viitorului tău și te duce să te dezvolți într-un mod autentic, conform valorilor și aspirațiilor tale. Scrii-mi în comentarii cum ți s-ar schimba viața dacă ai avea aceste beneficii deja. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți redescoperi bucuria de a trăi.